Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Știi ce zic? Discutăm astăzi despre ceea ce se întâmplă pe piața muncii, mai exact despre un eveniment care are loc weekendul acesta la Ploiești. Este vorba despre Bursa Angajatorilor. Înainte vorbeam despre oportunitățile pentru șomeri. Astăzi mă gândesc și la oportunitățile pentru angajatori, pentru că sunt foarte multe posturi vacante care de cele mai multe ori rămân neocupate. Pentru a discuta despre acest eveniment, am alături de mine pe doamna Cristina Zdochici, director AGF Mensă Română, și bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Și Claudiu Vasilescu, jurnalist observatorul pe h.ro, organizator al acestui eveniment. Da, poate să pară un pic bizar pentru unii, bună ziua, bine m-am găsit. De ce? Chiar bizar, dar pe de altă parte mi se pare interesant, pentru că de foarte multe ori am promovat evenimentele AGFM și o să întreb pe doamna director cum e ca de data asta să se alăture și un partener. Este onorant pentru noi să fim parteneri pentru organizarea acestui eveniment. Într-adevăr, domnul Vasilescu și grupul Observatorul a avut o idee extraordinară. Știm că în județul Prahova sunt angajatori care își caută forță de muncă. Bun, chiar unii dintre ei. Și există posibilitatea să-i chemăm pe prahoveni, să-i cunoască pe acești mari angajatori ai județului care au o anumită ofertă, da, și să se întâlnească față în față cu oamenii care își doresc un loc de muncă bun, da, plătit bine și nu numai, da, au și o politică de resurse umane mult mai bună. De ce nu să vadă și angajatorii care este oferta forței de muncă, da, și să aibă posibilitatea să se prezinte. Este un eveniment, chiar cred, va fi reușit. Da, sperăm. Eu sunt convins că va. Da, cum au reacționat angajatorii? Pentru că toată lumea știe despre Observatorul, adică nu mai povestim acum, dar când au auzit că este un eveniment organizat de Observatorul și ce a însemnat și pentru Observatorul acest eveniment? Sau ce o să însemne? Primul rând l-am inițiat. Da. Și primul pas a fost să ne gândim cum am putea colabora cu AGFM Prahova, așa că ne-am adresat instituției reprezentată de doamna Cristina Stoichici în calitate de director executiv, întrebându-o dacă există vreo posibilitate de a colabora la o bursă privată. Este o bursă privată. Da. Noi am inițiat-o, da, și am propus acest parteneriat al JOFM-ului. De ce anume? Pentru că noi considerăm că nu există nicio instituție mai bună, nicio instituție abilitată să facă treaba asta de consiliere mai bine decât AJOFM-ul. Să îndrume pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Pentru că, și aici pornim, ne întoarcem la originea ideii, pentru că e foarte important, în sensul în care nu întotdeauna se întâmplă pe piață ceea ce ar trebui. De ce anume? Sunt tot felul de legende urbane despre piața muncii. Și urbane și rurale au ajuns legende. Despre salariu minim pe economie, despre condiții, despre cum ar trebui, despre faptul că mulți așteaptă să li se ofere, că nu învățăm să mergem noi în întâmpinarea nevoilor unui angajator. Că de multe ori ne prezentăm la un loc de muncă, chiar dacă ocupăm acel post, ne mulțumim să ne facem bucățica alocată prin fișa postului, dar avem așteptări. Să ce? Ok, atât fac, atât ne-am înțeles, atât mă plătește. Vreau mai mult, fac mai mult. Cred că nu avem o educație în sensul ăsta. Despre asta e vorba. Da, pentru că știm ce se întâmplă în multinaționale, unde urci, unde reușești să avansezi, doar că nu toate societățile sunt multinaționale, unele nu-și permit, alții nu-și doresc să lucreze. Chiar și în firme mici private. Da. Eu pot să vorbesc și din postura de angajat și de angajator. Exact. În 30 de ani de experiență profesională am fost, cred că, în egală măsură și. Și știu, chiar dacă am avut firme mai mici, când mi-am dorit un om mai bun și l-am văzut că își dă interesul, automat i-am oferit mai mult. L-am ajutat să fie mai sus decât este. Și o multinațională face la fel. Într-adevăr, are alți pași de urmat, da? Niște etape ceva mai severe. Mai greu te vede cineva atunci când tu vrei să oferi, dar nu este imposibil. Nimic nu te împiedică să faci asta. La fel de adevărat este că sunt locuri în care nu poți promova, nu poți face mai mult. Și atunci schimbi locul. Această bursă a angajatorilor
Nu am mai spus bursa locurilor de muncă. Ea nu este destinată doar șomerilor. Asta spun. Angajatorii sunt cei care își caută. Eu mă uit pe listele acelea și unii sunt de ani buni. Și aici e foarte interesant. De ce un angajator poate nu-și găsește 2-3 ani la rând specialistul de care are nevoie? Sunt convins că aici doamna Stachiti spune. De ce nu-și găsește? Sau de ce... Că avem acum și școli profesionale, avem și învățământ dual. Sunt anumite specializări care ori nu mai sunt promovate. Mi-aduc aminte de evenimentul de anul trecut, da? Când am avut tot felul de meserii pe care le știam cu ciocan, cu daltă și acum au ajuns să fie în fața unui calculator. Da, acesta este și scopul acestor evenimente, să actualizăm de fapt ce înseamnă meseriile de acum. Sunt alte tehnologii de lucru, sunt alte echipamente și poate că au rămas cumva în mentalitate că un zidar sau un tractorist sau un are anumite lucruri de făcut sau nu știm că poate există chiar un computer care, pe care poți să-l manevrezi și să faci anumite operații. Este important să promovăm acești angajatori și ați spus noastră că unii nu-și găsesc, acolo există o problemă. Ori nu au o politică de recrutare corectă, ori sunt alte locuri, da, poate că apare tot timpul că are locuri de muncă și acolo există un flux de personal, deci ori oamenii sunt nemulțumiți, ori angajatorul e nemulțumit, undeva există o problemă, deci nu au fost potrivite locul și omul. Și pentru asta trebuie să acordăm aceste servicii de consiliere, de formare profesională, exact, adecvate pentru fiecare om, pentru că poți să ai o calificare care nu-ți place și atunci nu ești omul potrivit. Chiar dacă ai acea diplomă, da, trebuie să te îndreți într-acolo unde te simți atras și unde poți să faci, o meserie, să urci în carieră. Exact, despre asta e vorba. Cred că mulți nu-și doresc să crească, pentru că la noi, poate e percepția mea greșită, atunci când îți dorești să crești, te gândești doar la salariu, da? Și de cele mai nu mi-a crescut salariu. Sau vedem că a crescut, nu știu, cursul euro, mie nu mi-a crescut salariu. Și de multe ori cred că rămânem ancorați în treaba asta. Dacă le spui multora dintre angajați că ar trebui să meargă la un curs de perfecționare, că ar trebui să-și îmbunătățească acele competențe, mulți spun, dar ce-mi trebuie mie? Dar poate la meserii simple. Apropo de tractoristul care acum are niște condiții într-un tractor sau dacă se urcă într-un tractor nu știe să-l pornească. Am avut ocazia, bă, dar știi să-l pornești, dar are, este atât de computerizat, pentru că tot ați deschis discuția, putem face o paranteză. Am văzut ce se întâmplă într-un asemenea tractor. Ce sistem computerizat de însămânțare, de treierare, de o nebunie întreagă, știi, prin GPS. Discutam cu cel care are o ferăncie. Știi cât de greu să-mi găsesc un tractorist, ceva mecanizator, mai complicat acolo. De fapt, este un operator. Da. Eu neavând legături cu domeniul, zic, păi ce, nu sunt posesori de permis de conducere categoria T pentru tractor. Deci ceva, da, dar tu nu știi ce trebuie să înveți. Omul trebuie să învețe tehnologie, trebuie să învețe computer, trebuie să învețe foarte multe. De acolo am început să înțeleg de ce un tractorist pleacă de la un 50 de milioane net, ajunge la 70-80. Pentru că are foarte mult și responsabilitatea foarte mare. În cazul în care nu știi să operezi corect acele sisteme computerizate, ai mari probleme. Când însămânțezi aiurea, de acolo și pagubele pentru fermier și așa mai departe. Deci este de înțeles. Bun, având legătură, interacționând cu aceste domenii, că de aici și ideea de ce cineva din presă, un organ media, să, tocmai pentru că relaționă cu agenții economici. Tocmai pentru că vin mulți către noi și ne spun, da, uite, ne confruntăm cu următoarele probleme. Acumulându-ne în ani de zile de experiență și ascultându-i și pe angajatori și pe angajați, automat am început să identificăm niște probleme din sistem. Și am zis, ok, de ce să nu facem o bursă în care altfel să se discute, altfel să stea față în față, altfel niște departamente HR să comunice. Eu am o problemă cu asta și nu sunt old school, nu sunt de modă veche cu online. Îmi place să cunosc om. Când am angajat oameni, am vrut să-i văd față în față, să stau de vorbă cu ei. N-am angajat un computer. Ok, dacă mă plâng după că e ceva, e vina mea. E vina mea pentru că, ok, el a aplicat online.
Dar eu am refuzat, nu știu, mi-am găsit timp să stau de vorbă cu el, să mă întâlnesc față în față, să văd ce fel de om e. Să-i monitorizez activitatea. Și atunci nu mă pot plânge de calitatea angajatului pentru că vina mi-a aparține. Cum au reacționat angajatorii? Îmi asum dacă greșesc. E prima bursă privată organizată la Ploiești sau prima bursă privată vizibilă? Pentru că eu știam de bursa generală a locurilor de muncă, bursa absolvenților și le știam pe cele organizate de AJFM. Aveam tot calendarul. Dar aici e prima privată? Marele avantaj al nostru este că noi o putem mediatiza. Asta zic, da. A mediatizat până acum și categoric, da. Și le vom mediatiza în continuare fără nicio problemă. O facem pro bono, este absolut ok. Dar da, am avut componenta asta și evident că ne-am folosit de ea și ne folosim de ea la maxim. Trebuie să știe cât mai multă lume că se organizează astfel de evenimente și că pot interacționa mult mai bine angajatorii cu angajații. Cum a funcționat totul? Ați luat la rând angajatorii sau v-au căutat ei? Foarte mulți spuneam, ne sunt, nu știu, prea pretențios parteneri de business. Sunt în care colaborăm în domeniul promovării. Apelează la serviciile noastre de promovare. Sunt oameni care ne cunoaștem pe această piață sau multinaționale care au intrat, care ne trimit periodic anunțuri de angajare. Relațiile nu-s de ieri de azi. Sunt alții noi care am avut plăcerea să ne cunoaștem acum, i-am contactat, numerele sunt publice, deci absolut ok, toate datele de contact. Le-am prezentat evenimentul și ok, i s-a părut altceva. Bun, vom participa. Faptul că înainte de acest eveniment și-au putut prezenta la noi în observatoriu, spre exemplu, și pe rețelele de socializare pe care suntem conectați și unde ne distribuim materiale informative, au putut avea acele articole prin care și-au prezentat în detaliu oferta. Mai departe, ce a rămas de făcut? Ultimul pas, să se vadă față în față, vineri și sâmbătă. E foarte simplu. Dar omul, să știe, omul vine deja cu temele pregătite, vine cu temele făcute. Am citit, știu ce caută, mă duc sau nu mă duc, sau mă duc la un altul. E foarte important. Pentru că, ai văzut, oamenii când vin la astfel de burse sunt ușor timorați. E normal, e chestia de bun simț, de genul mă duc și stau de vorbă. Alții dă, doamne, să nu găsesc, am avut și în trecut. M-am obișnuit să vorbesc despre oamenii, oamenii frumoși, în sensul în care sunt oameni care chiar se ocupă, se preocupă, vor să-și construiască o carieră. Și uite, ai spus ceva mai devreme despre pașii pe care îi facem și ai vorbit despre venituri. Exact. O altă legendă urbană. Devine un mod de comportament. Cât îmi ofer, atât nu mă duc. Niciunul dintre cei care spun cât îmi oferă, nu-și pun problema, dar eu ce ofer? A, că după părerea mea sunt buni. E plină lumea de oameni buni. Da, da. Mi se pare că și anunțurile. Acum am văzut pe scări de bloc, peste tot. Și salariul care ajunge până la, care de fapt e tot un salariu minim pe economie, dar e o altă strategie, am ajuns să vindem locuri de muncă. Adică da, și mai e formularea motivant, salariu motivant, venituri motivant. Da, da. Ce înseamnă motivant? Pachet salarial motivant. Pachet salarial. Da, e o chestie, pentru că adică e de discutat și asta, tot banii înseamnă. Da, da. De la de masă, transport asigurat, asigurări, da. Mm-hmm. E chestia aia, dar știi cât îmi dai net? Da. Și spui, și are și bonuri de masă. Zice, păi, da, nu, net. Păi și toți bani. Altfel, dacă vrei să-ți dau net, bine, ok, plătesc mai mult taxe la stat, îți dau tot, dar tu oricum trebuie să-ți cumperi mâncare. Nu-s tot bani? Da. De ce faci? Nu mănânci? Da. Ții mâncare pe bonuri de masă și restul cash-ului îi folosești cum vrei tu. Îmi doresc foarte mult ca astfel de eveniment să educe populația. Da? Pentru că, inclusiv în 2023, sunt persoane care încă visează la Europa, visează la țările astea mega dezvoltate, doar că în micile vacanțe pe care le-am mai avut, m-am întâlnit cu ospătari, m-am întâlnit cu oameni care au spus, păi mă întorc în România, pe cât dau pe chirie aici, cât cheltui pe mâncare, ajung să iau nu știu cât. Și la noi în România, de multe ori, ajunge ca un salariu pentru un ospătar sau pentru, nu știu, orice altă meserie din Horeca, pentru că v-am spus, cu acestea m-am întâlnit, salariile de la noi ajung să fie un pic mai mari. Și vorba unui român de afară, dor pe perna ta. Adică seara-ți vezi copilul, seara-ți vezi... Unde mai plătești tu taxe și impozite locale așa cum se plătesc în România? Pentru o mașină cu un motor de maxim 2000 să dai aproape 200 de lei impozitul. Unde? Când taxa asta se plătește, de exemplu, în Franța, e mult mai mare lunar, nu anual. Plus multe altele. Costurile vieții de acolo. Umblatul după câini cu covrigi în coadă.
Cât am în Franța? Discutam cu doamna Stoichici, cu un alt coleg de breaslă, tocmai pe tema asta. Mă duc la un salariu, să spunem, de 3.000 de euro în Franța. În România mi se oferă 2.000 pentru același post. Poate chiar timp, dar da, mai puțin, că de asta mă duc în Franța. Mi-am făcut temere înainte, știu la ce viață mă duc acolo, știu cât mă costă o chirie. IT-ist, prieten, întors din Paris, unde avea un salariu mare, nu putea lucra remote, trebuia să fie măcar 3 zile pe săptămână la companie, putea să lucreze parțial remote și a venit în România. Pe un salariu ceva mai mic. Zice, păi, tu știi cât aveam chiria în Paris? Și nu stăteam. Eu stăteam într-o garsonieră. O garsonieră însemnând că în momentul în care deschizi ușa, pici în pat. Direct. Cam despre asta este vorba. Știi cât aveam taxele acolo? Știi cât plăteam pentru un loc de parcare care era Dumnezeului la câteva străzi? Știi cât? În principiu știu că n-am trăit pe sub pământ. Omul mi l-a detaliat și atunci hai să facem un calcul. Ți se mai pare fabulos salariul meu de acolo? Nu, evident nu. Și atunci, cumva rămânând cu același venit net, păi nu mai bine stau acasă, am o soție, am doi copii și iată la IT-ist venind și lucrând acasă. Și a fost doar un exemplu. Da, mi se pare că mulți până nu se lovesc de realitatea cruntă de acolo, nu se întorc. Este evident că e un sacrificiu să muncești atât de departe de casă și să ai și această parte, că nu ești cu copiii sau cu familia sau partea emoțională, da? Dar este o experiență. Oamenii capătă experiență, știu la ce se așteaptă, da? Au cei care sunt înalt calificați, cei care sunt cu profesii extraordinare, într-adevăr, au alt nivel de trai și altă căutare acolo, da? În țările mult mai dezvoltate. Însă muncitorii, pentru ei chiar este greu. În continuare sunt aceleași domenii unde avem posturi de locuri de muncă vacante. Știu că Horeca, prăbușită după pandemie, care a ajuns să importe forță de muncă, am văzut și companii specializate în treaba asta. Da, apelează frecvent, lunar avem aceste solicitări pentru munca din spațiul non-UE și este un fenomen pe care l-am trăit și noi, românii, mergând în alte țări. Acum noi importăm această forță de muncă necalificată aproape, da, pentru muncile grele și pentru partea de forță de muncă lipsă. Dar județul, m-ați întrebat despre domenii, județul nostru chiar are o paletă foarte largă de locuri de muncă, da, din toate domeniile. Am văzut și aici oferta marilor angajatori care vin la acest târg. Este din absolut toate categoriile de locuri adică de muncă. Adică avem posturi în management. Bun. Avem chef de echipă, specialiști, da, ingineri. Ingineri din domeniul petrolului. Tehnicieni în zona respectivă care sunt foarte bine plătiți afară și ofertele care li se vor face ei sunt tot așa pe măsura nivelului pregătirilor. Întâi să te mai duci să stai 6 luni pe platformă marină. Poți munci aici aproape pe banii, evident nu cu taxele de acolo, cu taxele de la noi. Deci o mare diferență. Au înțeles, începe să se echilibreze cererea cu oferta. Au înțeles și angajatorii de la noi că, ok, astea sunt prețurile, astea sunt salariile și afară trebuie să se adapteze, trebuie să vină și ei în întâmpinare. Dar, în aceeași măsură, vrem o țară ca afară, știi, dar cu obiceiurile noastre. Nu mai merge. Nu se mai poate. Dacă învățăm, așa cum trebuie să învățăm că afară nu avem voie să parcăm mașina cum vrem noi, doar pentru că la noi în țară merge și când vine cel care ne blochează roata să facem scandal crezând că am rezolvat problema sau să dăm telefoane, domnul director, să blocați mașina, trebuie să învățăm la fel și în relațiile de muncă de la noi. Nu mai merge. Nu putem să mai tragem mâța adecvat. Eu îmi permit să, da, venim din zona privată, îmi permit să mă exprim și așa. Și să spun lucrurilor pe nume. Când vom înțelege toate astea, atunci putem să emitem pretenții. Da? Când ne vom conforma unor standardelor unor societăți civilizate la care aspirăm și ne dorim să fim și la nivelul de salarizare, păi hai și comportamental să ne adaptăm. Nu? Vorbeam în multe emisiuni noi de fiecare dată. Dacă nu ești bine pregătit, dacă nu te evaluezi corect, dacă ai doar așteptări și tu nu-ți dezvolți competențele și abilitățile și e valabil în orice domeniu și în orice sector,
chiar așa nu mai merge, deci nu cu... Simplu act de prezență. Am mai discutat despre asta și cu dumneavoastră. Eu vreau să nu mai merg. Pentru că îmi dau seama, și apropo de salariu, asta cu salariu, cred că de cele mai multe ori e o scuză. Îmi permis să vorbesc când fac referire la învățământ, că anul trecut a fost mare tam-tam, să crească salariile, să... Și sunt școli unde erau loc posturi vacante, da? Acele posturi care nu se titularizează, acele posturi care... Și anul ăsta parcă a mai crescut un pic acolo salariu și mă așteptam să vină niște oameni mai bine pregătiți, mai. În educație, știi că am scris și noi și da, voi, da, dezbatem permanent subiectul ăsta. Ajunseseră în educație în România, din cauza nivelului salarizării, da, să vină toți incompetenți, da, care nu-și găseau în altă parte de lucru. Exact. Se poate să ajungi cadru didactic, pentru că din punct de vedere profesional ești zero absolut și pentru că sistemul de educație are atât de mare nevoie încât să te primească. Tu n-ai niciun Dumnezeu pe pământ în domeniul ăsta. Cum să vii să te ocupi de copilul meu, de al tău? Și consecințele sunt grave. Pentru că... De acolo s-a văzut unde am ajuns. Noi am crescut defect. Eu am crescut defect în societatea asta și am făcut multe greșeli. Am mers cumva cu nivelul ăsta de degradare. La un moment dat te trezești, că ne mai maturizăm și la un moment dat te trezești, ok, nu sunt în regulă. Să sperăm că mulți au făcut. Am fost și afară, ne-am plimbat toți pe afară, acum putem să umblăm liber, vedem la alții. E clar că atunci când te întorci, ok, mi-aș dori să fie și la mine, dar eu sunt ca cei de acolo. Ce fac eu? Ce fac eu? Îți cer un salariu, vreau să vin la Dada TV, nu-ți cer un salariu, vin și ok, tu îmi faci ofertă, vin și îți ofer. Putem discuta mai departe, mă rog, în cazul putem discuta, deci e o chestie de înțelegere reciproc. Nu pot să spun că un tip de la HR dintr-o multinațională este un tip arogant. Dacă eu mă prezint în fața lui, fără să-i impun acel respect, acea relaționare de bun simț, normal că mă tratează de deasupra, m-am dus prezentându-mă necorespunzător. Încerc să fiu cât mai elegant. Dar știți, mai zic, CV-uri greșite și scrisori de intenție copiate, da? Adică nici numele schimbat tot. Am văzut și astfel de exemple. Am scris un comentariu la o știre și vrei să ți-l iau în seamă. Dar e într-o română... Fără tasta 1. Făcută probabil, nu știu, undeva în Tibet, ia zic, că și a Gaza, nu să sune, doamne ferește. Nu se poate așa. Tu și noi greșim, mai ne mai scapă, mai tastăm, mai mâncăm o literă, ok, tu orice om greșește, dar și când trimiți un mesaj. Dar de acolo până a nu avea niște cunoștințe elementare de limbă maternă, păi cum vrei să te ai angajatorul respectiv în serios? Dar cum? Cum să-ți facă o ofertă, să spună, ok, omule, îți dau 1000, hai să zicem că în România acum un salariu decent ar fi cam 1000. Cam de acolo poți să supraviețuiești, de la 1000 de euro. De euro, da. Ei, nu, doamne ferește. Nu vorbim. Păi nu, dar am mai văzut noi coșuri de cumpărături pe la televizor care sunt de 1000 de lei și mamă, ce bine ar trăi un parlamentar cu 1000 de lei. Trăiesc într-o lume paralelă. Sau 100 de lei. Sau 100 de lei, da. Ăștia chiar trăiesc într-o lume paralelă, indivizi ăștia. Da. Nu mă raportez la ei. Raportez la oamenii normali. Dacă ar fi să ne referim la acele probleme pe care le-au întâmpinat angajatorii, pentru că au venit și le-au expus, da? Care ar fi acelea? Cred că aici domnul Stoichis știe foarte bine să-ți răspundă. Relaționarea cu ei nu este cea mai ușoară. Și au pretențiile lor, au anumite standarde. Sau nu era, ca să mă exprim mai corect. Au început acum să se adapteze, să-și adapteze. Exact. Un pic târziu. Asta a fost părerea mea. Plăcută. Un pic târziu pentru că au avut standardele acestea și nu mai aveau corespondent în ofertanți. Adică... Să spunem adevărul. Da, era acea lejeritate. Nu era o piață de forță de muncă ieftină, se putea orice și ok. Uite că nu mai e chiar așa. Și uite că foarte mulți nu se relochează. Ați văzut plecându-ne investitorii de aici în masă. Mai avem croitorii, eu nu mai știu, mai avem croitorii. Sigur că știu, că da. Da? Că la un moment dat era discuția asta că toți vor pleca spre Republica Moldova. Spre... Nu prea, sau decât și-au înființat alte firme. Adică, a, celebra metodă. Da, ei, unii dintre ei, pentru că cei serioși și-au dat seama, s-au reorientat, s-au repoziționat imediat vis-a-vis de această
politică de recrutare, dar unii dintre ei au întârziat această trezire și au rămas cu locurile neocupate. Asta, despre asta este vorba. Când o firmă rămâne ani de zile cu aceleași goluri, înseamnă că ceva nu s-a întâmplat corect. Exact ce spuneam puțin mai devreme. Da. Acele probleme pe care ar trebui să le eliminăm. Dar le eliminăm după o scurtă pauză de publicitate. Să mulțumim neprevăzutului că planurile voastre au ajuns să se împlinească la Sfântul Așteaptă. Scuze, dar Cucu, ți-a sunat ceasul. Domnul iCredit! Sună acum la steluță 7171 sau intră pe iCredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei. Te duci cam des la baie. Ai să ne dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și cu usturii. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia URACTIV Forte. URACTIV Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De la o vârstă, ca să ai grijă de cei dragi, trebuie să ai grijă în primul rând de tine. De aceea, îți suntem alături cu Profi Senior, prin care ai o ofertă specială de împrumut și un pachet medical gratuit la Medicover. Sună la 021 275 7575 și întreabă de Profi Senior. Provident, împreună rezolvăm mai ușor. Undeva în întunericul orașului se aude un vuiet și vine puternic, mai puternic, mai aprig și mai greu. The Best. Orgolii, ambiții, determinare. Lupta supremă începe. The Best. The Best. Concursul județean de cultură generală pentru liceenii prahoveni. Din octombrie la VPTV. Suntem împreună. Acasă, în trafic, la serviciu, la picnic și în concediu ascultă muzică de calitate la noul post de radio, Disco Mix. Radio Disco Mix se recepționează în toate localitățile din România și în diaspora. Este necesar să aveți internet pe telefon și o boxă Bluetooth, computer, tabletă, smartphone, smart TV sau radio digital. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Dacă te numeri printre cei care apreciază televiziunea Disco Mix, te rugăm, spune-le și prietenilor tăi despre noi. Și nu uita, muzica de calitate. O regăsești și la Radio Disco Mix pe internet la adresa discomix.ro. Află mai multe despre Radio Disco Mix la adresa discomix.ro. Disco Mix este un radio digital. Radio Disco Mix, muzică de calitate. Am revenit și discutăm în continuare despre Bursa Angajatorilor, un eveniment care va avea loc în acest weekend la Ploiești. Vreau să vorbim și despre angajatorii care și-au anunțat deja prezența, pentru că e foarte important pentru cei care ne urmăresc să știe de ce să vină la evenimentul acesta care va avea loc la Palatul Culturii, da? Din ce înțeleg? La Palatul Culturii, la Sala Coloanelor, vine începând cu ora 10 până la ora 16, apoi pentru cei care au fost la muncă în cursul zilei de vineri, am rezervat 4 ore de la ora 10 la ora 14 și pentru ziua de sâmbătă. Și sper că este un lucru foarte bun pe care l-am făcut, că am putut da șansa. E prima oară când o bursă se organizează timp de 2 zile și încearcă să acopere... Să mulțumesc pe toată lumea. Da, da, să mulțumesc pe tot. Să fie util. Noi nu vrem să mulțumim pe nimeni. Noi vrem să facem o treabă utilă. Experiența de a... Uite, noi am căpătat ceva experiență. Nu e prima oară când facem burse. Mă rog, în cadrul ăsta cu observatorul, da, este pentru prima oară. Nu este pentru prima oară, dar fiecare a fost o experiență în plus și am învățat multe și de la angajat și de la angajator. Cu toate astea, nu noi suntem experți. Rolul nostru a fost
să-i agregăm pe cei mai buni, să căutăm să aducem printre cei mai buni angajați. Nu spun că sunt cei mai buni, cu siguranță mai sunt și alții care acum n-au nevoie, nu angajează în perioada asta, cu siguranță la următoarele ediții vor avea nevoie și atunci vin și ei. Dar sunt printre cei mai buni și mai serioși angajatori din Prahova, nu știu dacă am voie să dau nume. Măcar domenii, da, dacă sunt mai mulți. Domenii, din industria tutunului. Da, și n-am dat seama. Imediat au apărut discuții. Da, da, e nociv. Da, da, ați văzut ce politică de înlocuire a tutunului. Au de adaptare, de câți pași spre sănătate fac? Păi nu. Păi haideți întâi să vedem despre ce este vorba și apoi ne permite să... Mai întâi ne informăm și după aia discutăm. Avem din industria hotelieră, rețea de hoteluri de lux prezentă inclusiv în Prahova. Rețea care vine cu oferte serioase și nu vine doar pentru joburi de muncă fizică efectiv. Uite, din partea asta de confecții nu prea, că tot întrebai. Da, da, da. Nu prea. Cumva piața asta s-a reglat într-un fel sau altul, unele au dispărut, unele s-au dus, au murit pe buna lor, au dat faliment. Fiecare cum a reușit să-și gestioneze, dar e valabil în orice business. Din mass media avem. Da. Avem și colegi, da? Chiar și noi căutăm. Și noi vom avea un stand, cei de la Observator. Asta nu înțelegeam, că aveam lista, e stand Observator. Da. Ce? Bine, noi avem și stand de organizare. Da, da, dar nu știam că și din... Profităm de ocazie pentru că avem și ofertă de job. Joburile astea în vânzări, care mult timp au fost văzute, salariu minim plus comisiuni. Ai idee cât poți să câștigi? Noi fiind niște angajatori serioși, cu toate taxele la zi, cu salariile plătite la zi, cu salarii plătite corect. Ai idee cât poți să câștigi din așa ceva? 1500? Poți să câștigi foarte mult. Poți să câștigi nelimitat. Dar trebuie să demonstrezi, să muncești, să-ți construiești o piață, să-ți construiești un portofoliu de clienți. Nu există să-ți vină mâine și să-ți dea cineva bani. Daniel, ești un băiat absolut ok, bravo ție, uite, și cadrul didactic, ia o grămadă de bani. Daniel trebuie să oferi, corect? Categoric, da. Da? Și atunci, mă duc într-o zonă, eu dacă îmi caut un job, mă duc într-o zonă în care văd că este respectată munca. Și eu mă duc dispus să respect munca. Dacă am plecat de la premisa asta, n-am cum să ratez. Și dacă ratez, înseamnă că nu mi-am făcut temele, că nu mi-am ales bine locul, că nu m-am informat cu ce e acolo. Și atunci, da, ok, păi pot reproșa și angajatorului ceva, dar în primul rând eu îmi reproșez. Era de datoria mea să mă informez. Dacă plec de la legende urbane, lasă că știu eu, lasă că am auzit că, nu o să ajung nicăieri, pierd ani din viață, ani în care puteam să construiesc ceva. Da, mi se pare că ne lipsește în continuare educația. Mi-aduc aminte de mine când voiam să intru în presă prima dată și citeam că pe vremea mea, ca să zic așa, acum vreo 10-11 ani, nu găseai niciun anunț de angajare. De cele mai multe ori erau angajările cu circuit închis, aveai nevoie direct de specialist, omul trebuia să știe să scrie o știre, cel puțin experiențele pe care le-am trăit eu, da? Băteam la ușă ca să fac practică și spuneam vreau să stau aici, am fost la Antena 1, am fost la Will TV și de fiecare dată spuneam stau și eu aici, nu deranjez, vreau să învăț, da? Așa am început. Citeam tot felul de, că era e-jobs, best jobs la vremea respectivă și erau cum să te comporti în fața angajatorului, cum să te îmbraci, cum să fie costumul, cum să fie cămașa. Cred că sunt lucruri la care nu ținem. Nu mă duc să mă așez într-un colț să spun nu vreau să deranjez. Mă duc, mă așez într-un colț, să-mi fac temele, mă uit, învăț și apoi permite să vă deranjez. Da. Am o idee. Da. Mi s-a spus, doamne, dar n-avem timp de tine. Adică așa mi s-a spus. Nu ai timp. Da. Da. Asta am zis, stau aici, nu deranjez, mă uit. Da. Am avut calitatea de angajator ani de zile în domeniul ăsta, mulți ani. Da, cauți. Preferabil e să găsești pe cineva și de ce să ne ascundem după dege? Știi, domnule, n-au experiență, nu... Legenda asta are o parte de adevăr. Da. Logică, toată lumea. Vreau să-l găsesc pe la care știe și să colaborăm. Dacă e prea în vârstă. Dar la un moment dat, văzând, uite, prezentator de știri, castinguri cu sute de oameni și n-am păstrat pe nimeni. Era ideea asta, știi, vin, mă așez la un pupitru, citesc de pe prompter și am plecat acasă. Dar nu vrei tu, eu având potriva prompteristelor, n-am tip o problemă. Dar nu vrei tu să învățăm să facem o știre?
Nu vrei tu să fii întâi un bun reporter? Ca să înțelegi ce citești? Ca să înțelegi. Eu n-am putut, pot să vorbesc ore întregi doar despre lucruri pe care le știu. Exact. Nu pot să spăl varză, nu mă, crede-mă că mă bâlbâi, mă opresc, mă uit, mă pui să vorbesc despre ceva așa. Invită-mă sau hai să discutăm despre ceva care știu. Cred că asta ar trebui să fie atitudinea fiecărui. Doamna Stoichici, îți vorbește despre piața forței de muncă, pleci, o găsești, te întorci după un an și o găsești vorbind. Tot despre, da, fără să se repete. Pentru că asta știe să facă, asta a învățat o viață, a avut legături cu domeniul și a construit o carieră. Nu pot să fac ce face doamna Stoichici, niciodată nu o să-mi permit. Da, mă uit cu atenție și cu admirație. Ok, își cunoaște meseria, știe, au făcut studii, știu perfect despre ce vorbesc. Eu nu pot să fac chestia asta, eu pot să fac cu totul altceva. Cred că da, cred că exemplul personal, apropo de cum îți construiești o carieră, e cel mai bun. Cum am făcut de n-am dat-o în bar? Da. Știi? De ce reziști pe piață atâția ani? De ce îți poți asigura traiul decent din profesia asta? Pentru că am învățat la rândul meu de la alții cum se face și mi s-a părut corect. Dacă te duci și zici, pe eu citi știrile astea, am plecat, mă duc acasă, că am treabă, foarte sunt vedete. Pentru că înveți în fiecare zi? Nu, suntem vedete, suntem foarte ocupați. Du-te pe teren, du-te noapte, du-te la evenimente, du-te la ceva ce nu-ți place. Învață să faci lucruri, ești din zona aia de confort. Știi, într-un fel îmi sună aiurea, mă enervează zona. Nu, dar chiar confort, e. Și sunt multe, multe meserii, dacă să le spun așa, și nu mai dau instituții acum, pentru că sunt multe instituții care au oameni angajați care ar trebui să facă acel teren. Și când aude teren, ba plouă, ba e cald. Știi că și acum ești pe teren? Și acum ești pe teren. Da, deci ceea ce nu, nu, dar și mie îmi place. Deci încă atunci când am ocazia, când a fost prima, când a apărut ursul prima dată la Ploiești, am alergat cu mașina că nu eram și era adrenalina aia pentru că era ursul la Ploiești și am stat până la 3 dimineață cu un telefon în mână pe lângă Spitalul Județean, printre jandarmi și mulți mă întreabă, dar du-te și culcă-te, dar du-te și mulți n-au înțeles. Fenomenă. Dar dacă n-ai făcut și nu îți place treaba asta, n-ai ce să cauți, că o să fii un suport de să telefon. Să-ți vezi munca, să-ți da, da. Și aici e vorba despre orice meserie. Și nu, nu, nu poți să râzi, că am văzut că se râde. Râde orice. De orice. Da. Uite, eu poate nu m-aș fi dus după urs. Poate, nu știu, m-aș fi dus la un accident. Nu poți să înțelegi durerea unor părinți? Da. Nu poți să le spui unor copii de ce nu-i bine să se drogheze la volan dacă n-ai fost să filmezi un accident. De cele mai multe ori nu difuzăm imaginea. Dacă n-ai fost acolo să vezi. Nu poți să înțelegi ce e în sufletul unui polițist care la rândul lui e părinte. Ai pretenția să fie peste tot după tine și ăla om. Vede, trece și el prin niște traume la fiecare eveniment. Am dat, în zona asta mi-a fost mai facil să explic apropo de meserie și de ce nu trebuie să-ți fie rușine de munca de jos. Munca de jos în fiecare meserie e cea care... De acolo trebuie pornit. Da. De acolo crești. Și sunt multe de învățat, pentru că altfel, dacă nu ai astfel de experiențe cu oameni reali... Cu siguranță. Dar mi-a rămas în minte din domeniul din management. Pentru că la un moment dat aveam foarte mulți absolvenți de management și toți voiau să devină... Director. Manager, da? Manager. Asta, da? Și atunci director. Și atunci cum să ajungi director dacă nu ai acele competențe care te-au format, să ai acele cunoștințe care să te ajute să faci față, că nu e... Să-ți faci propria firmă. Da. Mulți își doresc să fie director fără să cunoască semnificația celebrei zile de 25 a fiecărei luni. Luni, da. Ziua de taxe și impozite. E atât de importantă. În momentul în care, bine, nu stai atunci să-ți plătești, ai ultima zi, data limită, dacă îți sar peste, apar penalitățile. Director nu ești doar că scrie pe ușa ta sau pe biroul tău că ești director sau că ai o carte de vizită cu asta. Înseamnă multă responsabilitate și înseamnă o construcție în spate. Să știi ce fac oamenii tăi, să le cunoști meseria, să știi cum să-i coordonezi. Ce fac? Tocmai asta înseamnă bursa angajatorilor. Felul în care angajatorii serioși de top vin acum în fața potențialilor angajați, potențialilor lor colegi, să le explice, să discute. Asta am vrut. În relaționarea cu cei pe care i-am cooptat să participe la această bursă, tocmai au existat discuțiile astea. Uitați ce este diferit. Ce vrem să oferim diferit pieței. Și asta e absolut ok. Mi se pare în regulă. Venim și venim cu echipă de specialiști în HR să discutăm cu oameni.
Dacă mai sunt și alți angajatori care ar vrea să vină, mai au timp să se înscrie, mai au posibilități? Încă mai au. Mai punem un stand. O încercăm, da. Sala Coronelor este foarte mare, aparent ofertantă, dar în momentul în care faci aranjamentul din interior. Și apropo de asta, uite, am decis să mergem cu standurile un pic în spatele coloanelor. Da? Da. Impactul vizual nu este ca atunci când sunt toate standurile în mijloc. De ce? Pentru a asigura intimitate. Pentru a da posibilitatea celui care vrea să discute despre angajare să nu stea să se uite cel de la standul vecin la el ce spune, să-l lași undeva să-i creezi zona aia de intimitate în care el să poată să se deschidă. La fel și angajatorul. Angajatorul, în momentul în care relaționează, că normal că are o politică a firmei, dar sunt niște date confidențiale, nu le poți discuta oricum și le poți discuta în gura mare. Și atunci am preferat să nu fie foarte mulți, dar să fie foarte buni, de top, cu joburi serioase și în acel cadru care să-ți asigure intimitatea unei discuții. Așadar, vor exista și consilieri care îi vor îndruma, da, pe cei care... Noi vom fi acolo. Și nu este numai pentru cei care nu au un loc de muncă, așa cum a spus și domnul Vasilescu, este pentru... chiar pentru toată lumea. E bine să cunoaștem acești angajatori, poate avem absolvenți, poate avem copii, poate sunt studenți, ei pot să vină. Elevii de la liceele tehnologice, dacă sunt în săptămâna altfel sau săptămâna verde, copiii de la școală, absolut oricine, cu părinții, cu frații, cu bunicii chiar, da, da? Că dacă ai și sâmbăta și... Deci, o plimbare spre Palatul Culturii, cu altfel de bursă pentru... Și să fie... Și cu inima deschisă. Și de cu inima deschisă. Mă întorc la... Ai pus o întrebare undeva la începutul emisiunii apropo de construcția unei cariere și am ținut neapărat să spun și tot dându-o dintr-una într-alta. Știți, de obicei obișnuit să pun întrebări. Da, să fiu, da, acum, da, dacă da. Mă aflu în ipostază asta, să răspund. Când îți construiești o carieră, pleacă de la ceva care te pasionează. Nu, să nu faci pentru bani ceea ce nu-ți place. Să nu-ți alegi un job pentru că e bine plătit și pentru că o anumită conjunctură te poate pune pe acel post. Da, o să ai nu. De la o relație la un noroc chiar să te accepte cine, te vei duce acolo, nu o să-ți placă, foarte curând îți pierzi interesul. Și salariul, venitul, mă rog, pachetul salariar care îți vine lună, niciodată nu o să compenseze starea aia de nu-mi place ce fac, sunt nefericit. Nu asta mi-am dorit să fac în viață. Niciodată nu e prea târziu, chiar și în ultimul an în care poți munci până la pensie, să te schimbi. Ce mă împiedică? Câte vieți am să mă apuc Dumnezeului să fac ce-mi place? Da? Vin și banii. Dacă faci ce-ți place, mai devreme sau mai târziu, depinde de mulți factori, dar vin și banii. Dacă ți-ai pus obiectiv banul sau faci ceva doar pentru bani, nu o să vină. Și dacă o să vină, o să vină garantat pentru o perioadă scurtă de timp, după care dispare mirajul ăsta. Prima noastră întrebare în contactul cu o persoană care vine să se înregistreze, aceasta este: cam ce îți place să faci? Pentru că de acolo pornim. Da, profilarea asta înseamnă ce îi place omului, tânărului, sau cum vrea să se repoziționeze dacă a avut o carieră în spate și vrea să-și o schimbe sau vrea să a ajuns într-un punct, într-un moment, nu-i nicio rușine, nicio... Toți trecem prin astfel de perioade în viață și atunci trebuie să știm unde să apelăm și să, cum să ne reconstruim de la aceste cum îți place, ce îți place să faci și pornind spre acea calificare. Din nou, educație. Educația, da. Știi? Pornind de acasă, părinții, copilul meu vreau să fie medic, avocat. Da. Și el n-are nicio treabă. El n-are nicio treabă. Nu e viața ta, e viața lui. Da. Lasă-l să fie cel mai bun sudor. Dacă asta îi place lui să sudeze, îndrumă-l, acordă-i tot sprijinul să fie cel mai bun sudor. Nu știu, m-am dus un pic la extreme profesionale, dar cred că exemplul este relevant. Chiar dacă și real, plastic. Pentru că eu de la doamna Stoichici am niște exemple și voiam să continui. Am niște exemple care, nu știu, mi-au dat așa încredere că am avut persoane care n-au mai avut la un moment dat acea calificare. Au fost ingineri în nu știu ce domeniu. S-a desființat domeniul ăla. Și după nu știu cât timp,
persoana respectivă și-a dat seama că știe să facă prăjituri. Uh-huh. A făcut un curs de cofetar și are acum un laborator de toată lumea merge acolo. Mai e un alt aspect apropo de educație. Anul ăsta am început să vedem consilieri școlari în mai toate unitățile de învățământ. Eu tot timpul îi întreb pe copii, băi, tu ce vrei? Ce ți-ar plăcea să faci? Pentru că am întâlnit studenți care termină facultatea și spun, ce ai terminat? Nu știu. Și ce vrei să faci? Nu știu. Păi, de ce ai ajuns până aici? Adică te-ai chinuit? Pentru că și facultatea a fost un chin. Adică dacă nu ți-a plăcut și n-ai studiat, sau să faci forajul, mi se pare crimă să faci forajul și să zici că nu știu dacă o să lucrez în domeniul ăsta. Pentru că acolo chiar e o muncă... E o facultate extrem de grea. Da, și da. Și forajul și geolă, spun eu că am plecat. Am plecat de acolo când mi-am dat seama că nu era ce. Asta zic, da. De ce? Veneam în perioada aia de după Revoluție, mm-hmm. când evident... toți eram interesați și cât încă nu picasele contractele petroliere din zona, din piața de petrol și mi s-a părut bine acolo și m-am gândit eu cu colegii, băi, cum să facem să ne fie mai bine, știi? După care mi-am dat seama că a fost o greșeală și m-am lăsat, nu am mai prezentat interes. M-am dus către cu totul alt domeniu, de asta astăzi fac cu totul altceva. Putem să povestim din experiențe personale. Am plecat greșit la drum. A venit un moment în care am zis, nu, n-am pierdut doi ani, am câștigat. Este o experiență câștigată, n-am stat degeaba doi ani. Au fost necesari doi ani să învăț, să-mi dau seama că ori fac ce-mi place în viață, ori dacă nu tot timpul o să fiu un frustrat care are așteptări, nimeni nu o să facă nimic, nu o să-mi bată cineva la ușă. Băi, știi, tu ești un băiat care poate erai talentat. Nu vrei să-ți dau eu 10.000 de lei pe lună, că erai tu un băiat care avea potențial. Nu se va întâmpla asta în veci. Eu trebuie să mi-i fac. Eu trebuie să mă duc acolo. Da, poate schimbăm puțin percepția. De asta am mers din poveste în poveste, ca să zic așa, pentru a reuși să-i convingem pe unii care încă poate nu și-au găsit țelul pe lumea asta, pentru că în continuare suntem vânători de salarii, vânători de 8 ore fără program prelungit, vânători de, mai ales după pandemie, am văzut valul ăla, gata, mă duc și mă angajez în armată sau în poliție sau în învățământ, că uite, și în pandemie, dacă mai vine vreo pandemie, nu mă dă nimeni afară, că uite, dacă lucram acolo, adică noi... Știi că poliția are stand aici? Are și da, angajat. Da, am văzut că... La mulți angajatori participă inclusiv poliție. Nu știu ce e o poveste în spate. Nu știu dacă mai avem timp. Da, mai avem 3 minute. Cred că am vorbit prea mult. Nu știu că am vorbit față de doamna Stoichiș, care are atât de categorii, care e mult mai multe de spus în domeniu. E o poveste în spate cu deprofesionalizarea poliției, plecând de la demilitarizarea ei. O lege care a venit undeva la începutul anilor 2000 și s-au pierdut polițiști vechi, criminaliști cu experiență, îmi spunea la un moment dat celebrul criminalist Andrei Ban, un profesionist pentru care am un respect deosebit. Cu toții că... Da, toți. Și îmi povestea ce știu, o să vină vremea când nu o să mai avem. De ce? M-am uitat sceptic atunci. Vine domnul doctor Dan Oprea, care mi-e și un bun prieten, și zice, știi, o să vină vremea în care... Mă uitam atunci și ziceam, da, nu, vi se pare, sunteți voi buni profesioniști, ok, tot despre, vi se pare vouă că au avut dreptate, a venit vremea în care și acum, întâlnindu-ne, rămânând prieteni în continuare, zice, ce-ți spuneam atunci când te îndoiai? Uh-huh. Da, admit, mă înclin, ați avut dreptate. Acum societatea vine să corecteze. Au realizat, știi că și asta e o legendă urbană, țara ne vrea proști, politicienii ne vor mai puțin educație, doar o legendă. E cum ne dorim noi să fim. Politicienilor, acoliților lor, n-ar avea cine să le mai plătească salariile dacă ne pleacă cei mai buni oameni. Sistemul bugetar și așa are mari probleme. Avem probleme în acoperirea zonei sociale, pensiilor, șomajul. Banii ăștia vin din ceea ce producem noi. Nu vin toți, că de-aia se împrumută România. Cumva, societatea actuală a început să conștientizeze și clasa politică trebuie să facem ceva, să oprim hemoragia asta de forță, de muncă pregătită. Trebuie să o ținem aici să producă pentru noi, ca să, în ultima instanță, fie și un calcul cinic al lor. Cineva, au realizat că cineva trebuie să le plătească salariul.
Da? Au realizat, dar trebuie să ia și niște măsuri în sensul ăsta, că altfel nu se poate. Adică nu ne mai putem hrăni cu acele discursuri, mai ales că eu mă gândesc că vine campania și o să fim sufocați de astfel de discursuri. Până atunci avem un eveniment foarte important, recapitulăm, vineri și sâmbătă la Palatul Culturii, Sala Coloanelor, AJFM Prahova, Observatorul Prahovean, specialiști care vă pot îndruma în carieră și, de ce nu, e șansa dumneavoastră să vă găsiți un loc de muncă. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă mai aștept cu mare drag în studioul nostru. Atât pentru această seară, doamne și domnule, rămâneți cu noi. Numai bine!